Insider Politic. Bună ziua, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Mai aveți energie să discutăm despre facturile la energie din această iarnă? E musai. În următoarea oră veți afla cât de tare ne va arde la buzunare curentul electric și de ce au ars politicienii din Europa gazul de pomană decenii la rând în loc să vină cu soluții luminoase. Între bezna minții și buzunarele băieților deștepți stau milioane de români care apasă cu frică pe întrerupător. Ce face guvernul pentru cetățenii arși de sărăcie? Unde se termină confortul și unde începe risipa? Cât timp poate interveni statul pe piața liberă? În speranța că nu vom stinge lumina în această țară, aflăm toate răspunsurile de la ministrul energiei, Virgil Popescu. Vorbim despre măsurile menite să ne țină de cald în viitorul apropiat. Începem. Domnule ministru, bine ați venit la Insider Politic. Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. A fost foarte mult haos când vorbim de partea aceasta legislativă din domeniul energiei. Deci ce trebuie să știe românii despre facturile lor din această iarnă? Acum, eu vă spune că, practic, prețurile finale pentru români nu au fost modificate, indiferent de câte modificări legislative au suferit ordonanțele de la începutul anului până în prezent. Fost vreo 3 ordonanțe de urgență. Chiar 4. 4. Chiar 4. Cu modificări în Parlament, evident, Parlamentul și-a pus și el amprenta asupra acestor ordonanțe, dar prețurile sunt foarte clare. Avem 3 tranșe de consum, până în 100 de kW, pentru caz, deci vorbim pentru români. Vorbim de acel tarif social de 68 de bani. Între 100 și 300 de kW, primii 255 de kW sunt 80 de bani, următorii până în 300 de kW vor fi cu modificările în Parlament pe care le vom face 1,30 lei, s-a luat această decizie în coaliție, și peste 300 de kW, toată suma, 1 lei, toată cantitatea, 1,30 lei. Asta a fost modificarea care o vom face în Parlament, va fi că înlocuim prețul din contract cu 1,30 lei. Deci, practic, nimeni nu va plăti mai mult în România de 1,30 lei. Dacă vă aduceți aminte, ordonanța 118 pentru clienții casnici statuta că nimeni în România nu plătea mai mult de 1 leu. Asta a fost prima ordonanță dată de guvernul PNL condus de Câțu în 2021, în octombrie 2021. Deci ne-am întors la un plafon maximal. De... Doar că s-a ridicat plafonul de la 1 leu la 1,30 lei. Acum, ca să fim foarte sinceri, nimeni în România în momentul de față, nici companiile. Deci acest plafon va fi la fel și pentru companii. 1,30 lei va fi plafonul maximal pentru companii. În plus, există ofertă în piață în continuare și va exista ofertă în piață, din ce știu eu, pentru români, pentru casnici, indiferent de cât consumă, să fie chiar sub tariful de 0,80. Sunt astfel de oferte este în piață? Este oferta companiei de stat hidroelectrică, companiei naționale hidroelectrică. Deci eu dacă acum vreau să-mi fac contract? Vă faceți contract, cred că în jur de 70 de bani. Ce trebuie să fac? Pur și simplu intrați pe internet, cred că este o pagină de web, dacă nu mă înșel, client.hidroelectrica.ro, și acolo vă încărcați toate datele, inclusiv uploadați în sistem buletinul de identitate, actul, dovada spațiului, și automat în câteva minute aveți și contractul semnat, primit pe e-mail, totuși sunteți client Hidroelectrica. Dumneavoastră sunteți client Hidroelectrica? Eu sunt client Hidroelectrica în Turnul Severin, sunt de mult client Hidroelectrica. Și cât plătiți pe kilowatt? 72 de bani, ceva de genul ăsta. Prețul care este în Turnul Severin, fiind distribuția un pic mai scumpă, este prețul mai mare decât în București, cu cât ar vinde în București Hidroelectrica. Contează foarte mult de zonele de distribuție, pentru că tariful de distribuție e diferit în funcție de fiecare distribuitor în parte. Deci ăștia sunt tarifele pentru clienții casnici. Pentru industrie vorbim de întreprinderile mici și mijlocii. Vorbim de 1 leu pentru 85% din consum. De ce 85%? În așa fel încât să stimulăm să avem o reducere de consum, și pentru restul de 15% va fi, după modificările în Parlament, prețul va fi 1,30 lei. Deci diferența aceea de 1,30 lei. Instituțiile publice, la fel, primăriile, la fel, spitalele, la fel. Practic, pe aceste tarife voi intra majoritatea instituțiilor publice și vor intra IMM-urile. În afara acestora, pe
Vorbim inclusiv de, pe modificările în Parlament, vorbim de companiile de utilități publice, aeroporturi, instituțiile subordonate autorităților publice locale, indiferent de forma de organizare, și mai avem tariful de 1,30 pentru marea industrie. Deci, practic, acestea vor fi tarifele de, după modificările care vor fi luate în Parlament, probabil cu promulgare cu tot de la 1 ianuarie 2020. Vor rămâne aceste tarife sau e posibil să mai negociați în coaliție? Nu, ele sunt, în momentul de față, sunt finalizate discuțiile. Discutăm la nivel tehnic de amendamente, în așa fel încât să iasă din Parlament o lege bună, și vom discuta săptămâna viitoare și cu colegii din Parlament, din comisii, ca să avem un text coerent, să respecte tehnica legislativă, și până la urmă colegii din Parlament vor depune aceste amendamente. Prin această plafonare nu riscăm o penurie în energie, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la lemnele de foc? Nu, nu are absolut nicio legătură. Deci plafonarea nu este la un preț și furnizorul nu este despăgubit. Deci furnizorul, chiar dacă vânde la un moment dat sub costuri, el este despăgubit din altă sursă, de la bugetul statului, din un mecanism pe care l-am creat, fondul de tranziție energetică în acest moment, care după ce l-am creat noi, l-au creat colegii greci, a apărut și în regulamentul european în 6 octombrie, se creează un fond printr-o contribuție a tuturor producătorilor, traderilor, furnizorilor, și de acolo sunt despăgubiți cei care vând sub cost, practic. Iată ce spune fostul premier Florin Câțu, colegul dumneavoastră de partid. Cine cumpără un produs la prețul internațional pentru a-l vinde în pierdere pe piața din România? Păi nu-l vinde în pierdere, aici este problema. Deci nu vor exista pierderi pentru furnizori? Nu-l vinde în pierdere. Dacă vinde sub costuri, diferența este suportată de la bugetul de stat. Nu ne-am ocupat Ministerul Energiei de ordonanța cu lemnele, deci nu știu care este acolo. Păi, la lemne cam așa a funcționat. A stabilit guvernul un preț de 400 de lei și atunci furnizorii nu mai voiau să vândă lemn, pentru că era mult sub prețul pe care ei l-ar fi obținut pe piața liberă, 5-600 de lei. Am văzut declarația domnului prim-ministru, care a spus, dacă nu mă înșel, cred că era în Dâmbovița, când a spus că va fi automat modificată, va fi această ordonanță, în așa fel încât în prag de iarnă să apară lemnele în piață. Deci nu va fi o penurie din punct de vedere al energiei. Avem acest sistem de plafonare, de compensare, care îl aplicăm practic din octombrie 2021, și nu s-a întâmplat să nu existe energie în piață. L-am ascultat pe domnul Marcel Ciolacu, liderul PSD, care vă tot critică la televizor, spunând că prețul energiei a fost o linie roșie pentru PSD. Dacă nu ați fi acceptat plafonarea acestor prețuri, PSD s-ar fi gândit să iasă de la guvernare. Și vreau să vă întreb, care a fost contribuția PSD la această ordonanță de urgență și care a fost contribuția PNL? Acum, v-am făcut o explicație un pic a procesului legislativ. Prima ordonanță 118 cu acele prețuri, următoarea ordonanță 27. Tot a PNL-ului. A guvernului PNL. Prima a fost a guvernului PNL cu USR, a fost eminamente PNL. A doua a fost PNL plus PSD. A treia a fost PNL plus PSD. Și aceasta este tot PNL plus PSD. Eu nu am ieșit public să spun că premierul mi-a spus să gândim o modalitate, o nouă schemă cu privire la prețurile la energie. Mi-a spus acest lucru, noi am făcut-o, am discutat-o, a ieșit o variantă mixtă, evident, cum este într-o coaliție, care eu zic că este o variantă foarte bună. Dacă mai există anumite dubii vis-a-vis de ea, sigur discutăm cu Digi Competition, Comisia Europeană. Dacă sunt lucruri de îndreptat, le vom îndrepta. Deci nu este absolut nicio problemă. Am văzut inclusiv colegi din media care au întrebat, ai dumneavoastră, care au întrebat Comisia Europeană, au spus că o să se uite, nu s-a pronunțat Comisia. Singurul lucru care au spus a fost ca să nu se vândă sub costuri la producător. Ori acest lucru nu se întâmplă. Nu vorbim de costuri, iar este o diferență foarte mare între toxica ordonanță 114, că s-au făcut de pe vremea lui Dragnea. De pe vremea lui Dragnea, acolo unde producătorii practic vândeau la un preț foarte, foarte mic și se transfera profitul la furnizori, cu această ordonanță unde producătorilor li se asigură prin acest preț de 450 de lei pe care îl obțin, li se asigură un profit suficient pentru a putea, și suficient de mare, să-și poată continua investiția. Dumneavoastră, unde vă cadrați ca cetățean în acele praguri? Sub 100?
Sub 300, cât consumați pe lună? Și la una și la alta. Deci mă încadrez și până în 300, la locuința de aici unde stau, lângă București, dar mă încadrez și la peste 300, la Turnul Severin, unde am pompe de căldură, dar acolo am și panouri fotovoltaice, dar consum foarte mult acolo, pentru că iarna mă încălzesc cu pompele de căldură și consumă foarte mult, dar și vara consumul este mai mare de 300 de kW. Faceți risipă? Nu e vorba de făcut risipă. Eu, fiind de profesie inginer și automatist, m-au preocupat lucrurile acestea de automatizări, de eficiență. La Turnul Severin am un sistem automatizat complet cu panourile fotovoltaice, cu măsurare de temperatură. Încerc să economisesc, să fac o eficiență, că până la urmă și aduce cât pot de mult. Aici lângă București am schimbat centrala în iarna trecută cu o centrală nouă în condensare, au scăzut costurile și consumul cu 30% al gazului și am pus în plus, probabil că și din cauza asta, am pus în plus un sistem de măsură a temperaturii și de reglaj a temperaturii automat pe ore în timpul zilei. Și atunci, automat, când nu sunt, centrala este automat dată, nu trebuie să stau eu, automat dată, când ajung acasă, ea știe pe la ce oră ajung acasă că este programată, iar dacă am nevoie să dau mai în timpul să vreau mai cald, intru pe telefon, dau din drum, dau drumul la centrală mai cald și este mai cald acasă. Sunt pasionat de asta, de aia. Deci le-ai recomandat românilor să schimbe centrala? Eu le-am recomandat românilor cei care își permit să schimbe centrala, să treacă pe centrale performante și împreună cu Ministrul Mediului în coaliție am stabilit și vorba de o rablă pentru un program rablă pentru electrocasnice să intre și centralele de apartament, ca oamenii care nu își permit să-și cumpere o centrală să poată să-și o schimbe. Să fie ajutat de stat. Pentru să fie ajutați, pentru că este și statul la rândul lui câștigă pentru că scade consumul de gaz. Și când se va da drumul la acest program? Eu cred că este în lucru acest program și nu știu dacă nu a intrat exact pe programul Rabla care a existat pe electrocasnice, că până la urmă și centrala e tot un... El începe zilele acestea, tocmai de asta vă întreb dacă românii pot să aplice cred deja. Cred că este aprins și acest... Aș vrea să vorbim și despre românii cu venituri mai mici și să vă întreb dacă s-a discutat în guvern posibilitatea acordării unor vouchere pe energie. Am văzut și o cifră vehiculată, 700 de lei odată la începutul anului și alți 700 de lei în toamnă. Există în programul de coeziune și există la fondul european, la domnul Marcel Boloș, a discutat, există 2.200.000.000 de euro, dintre care 1 miliard sunt pentru consumatorii vulnerabili, exact pentru zona de energie, iar 1.200.000.000 sunt pentru IMM-uri, tot pentru IMM-urile expuse la prețurile de la energie, iar din ce știu eu, nu în guvern s-a discutat în coaliție, s-a discutat la nivel tehnic. N-am ajuns încă cu un act normativ în guvern. Nu, dar la nivel de principiu. S-a discutat la nivel de principiu și e vorba de a se da un ajutor pentru iarna aceasta și un ajutor pentru iarna viitoare, pentru că acești bani trebuie cheltuiți în anul 2020 și în anul 2023. Cât va fi acest ajutor? Păi, aici trebuie, împreună cu Ministerul Muncii, câți consumatori vulnerabili sunt, care sunt criteriile de consumatori vulnerabili care se încadrează, iar bugetul, anvelopa totală, v-am zis, este de 1 miliard de euro. Adică de 5 miliarde de lei împărțit la numărul de consumatori, probabil că de acolo au ieșit calculul. Da, 700 de lei în două tranșe la consumatori peste 60 de ani cu venit mai mic de 2000 de lei. Ar intra aici 4 milioane de români. Atunci, dacă sunt 4 milioane de români și mulțiți cu banii ăștia, probabil că o să ajungă exact la suma care v-am zis-o eu, de aproape 5 miliarde de lei. Sunt bani care sunt în bugetul, nu al nostru, sunt în bugetul Ministerului domnului Boloș al Investițiilor și Proiectelor Europene și probabil că împreună cu Ministerul Muncii vor face această schemă. Când urma să fie livrați primii bani în luna ianuarie? După mine, dacă s-a luat această decizie, ar trebui cât mai repede. Deci o tranșă pentru această iarnă și o tranșă pentru iarna viitoare. Bani deja care sunt în bugetul domnului Boloș la Ministerul Fondurilor. Există acești bani, există din economiile, din programul de coeziune, dacă nu mă înșel, la nivel european, din 20% din bugetul de coeziune. Domnule ministru, dincolo de aceste cifre de bani și de plafoanele stabilite de guvern, discuția despre energie și despre facturi este și una politică. Credeți că românii
cred în acest moment când ne uit, când ne privesc, că PSD sau că PNL le-a micșorat facturile? Eu cred că românii trebuie să uită în facturi, în primul rând, să vadă prețul energiei, sigur, există și cazuri de facturi mari, cazuri de facturi întocmite eronat, de citiri eronate ale contoarelor, de estimări mari, există și facturi mari și acest lucru va exista, pentru că unele din greșeală, altele poate din rea credință, dar cred că majoritatea românilor se uită în facturi și văd exact că guvernul PNL-PSD a făcut acest lucru. A protejat românii de aceste influențe. Dar nu e și o competiție internă între PNL și PSD? Acum, pe mine nu m-ați văzut până acum să ies să spun a făcut Ministerul Energiei, a făcut PNL asta. Eu am spus guvern. Tot timpul am spus de guvern. Fiecare partid își face politica de comunicare și politica de marketing așa cum crede de cuvință. Primul ministru, președintele PNL, tot timpul ne-a spus să avem acest mesaj guvernul, noi ne facem treaba, acest mesaj serios către cetățeni, pentru că până la urmă rezultatul se va vedea, iar oamenii vor vedea în factura la energie și factura electrică și factura la gaz că acest guvern și-a făcut treaba. Au fost instituții care au făcut abuz în această perioadă? La ce vă referiți, la instituții? Instituții, mă refer aici la furnizori sau poate chiar la instituțiile controlate. Nu cred că putem vorbi de instituții publice. De stat. Nu cred că vorbim de instituții. V-am dat exemple de facturi care poate că n-au fost din eronat întocmite, poate că au fost greșit întocmite să cu niște estimări mai mari ca să ia niște bani în plus de la oameni că îi dau ei ulterior. Aveți aceste suspiciuni? Au fost controle ale ANR-ului, ale ANPC-ului și au găsit facturi întocmite eronat, au dat o groază de amenzi. Deci e clar că aceste lucruri au existat, au fost rapoarte publice și aceste lucruri au existat. Sigur, noi am plecat tot timpul de la prezumția de bună credință a tuturor și ne-a mai înșelat și a trebuit să modificăm prin ordonanța 119 și să punem o barieră maximă de decontare. Statul nu decontează mai la furnizor un preț mediu de achiziție mai mare de 1300 de lei pe megawatt, pentru că s-a ajunsese ca anumiți furnizori să facă o suveică, așa, să-și vândă energia de la unul la altul și să-și crească artificial prețul, ca apoi să vină la decont la bugetul de stat. Și am sesizat aceste lucruri. Ori asta nu e un comportament... Deci mai există băieți deștepți în energie? Asta ne spuneți? Încerc, evident, că băieți deștepți vor exista tot timpul, fie că vorbim de energie, fie că vorbim de alte lucruri și în special în perioade de criză și perioade tulburi, cum suntem în aceste momente. Vor exista tot timpul. Rolul statului este ca să fie ferm și să astupe acele găuri care apar la un moment dat sau care pot să fie scăpări legislative. Da, puteți să ne dați un exemplu de companii care n-aș au făcut face acest lucru. N-aș profit face. Imoral, să-i spunem? N-aș face acest lucru public. Nu am făcut niciodată acest lucru public. Am și eu nemulțumirile mele. Știu foarte multe lucruri despre multe companii din energie. Unele sunt corecte, unele sunt corecte. Dar nu aș vrea să dau exemple publice. Aș vrea să discutăm puțin despre piața liberă, pentru că liderii PSD vă acuză, nu doar pe dumneavoastră ca ministru, ci întreaga guvernare liberală din 2019 până astăzi, că ați greșit atunci când ați acceptat piața liberă și că soluția este, de fapt, piața reglementată. Acum, nu există piață liberă, există doar piață care respectă reguli. Asta trebuie să știm din start. România, din 2012, v-am spus-o tot timpul, a negociat preaderare, apoi în aderare, în interiorul Uniunii Europene, liberalizarea prețului. Asta nu înseamnă că nu există reguli. Liberalizarea energiei electrice și a gazelor naturale. Pe un calendar stabilit, negociat din 2012 de guvernele de după 2012. La 1 ianuarie 2018, nu era guvern PNL, piața energiei electrice și a gazelor naturale a fost complet liberă în România. Deci asta este bărda. Deci, în timpul guvernării Dăncilă, da? Ca să aibă oamenii la 1 ianuarie 2018, piața a fost liberă. Deci asta este clar reperul. Apoi ce s-a mai întâmplat? Nu știu din ce motiv. În decembrie 2018,
guvernul Dăncilă, cu Dragnea în frunte, că până la urmă e guvernul Dragnea, a scos așa peste nepusă masă acea ordonanță 114, celebra ordonanță 114, și a zis că noi reglementăm piața de energie. Cum o reglementăm? Scădem profitul maximal, le dăm la preț de cost producătorilor români prețul energiei, nu modificăm prețul românilor, îl lăsăm acolo, de să creează o marjă mai mare. Dacă prețul era aici al producătorului, prețul clientului era aici, asta era marja. Dacă am dus mai în jos prețul producătorului, s-a creat o marjă mai mare. Deci au avut furnizorii de câștigat. Și au mai pus și o taxă suplimentară. Asta în condițiile 2%. În care totuși domnul Dragnea poza în social-democrat. Și am mai pus o taxă de 2% în condițiile în care nu aveam probleme în piață. Nu. În 2019 se gândea cineva la războiul din 2022, se gândea cineva la manipularea prețului la gaze naturale, se gândea cineva la așa ceva. Nu se gândea nimeni. Nu știu de ce a făcut-o, sau pot să intuiesc de ce a făcut-o, pentru că imediat reacția... De ce a făcut-o? De ce credeți că a făcut-o? Imediat reacția pieței de energie a fost înghețarea investițiilor și cea mai gravă reacție a fost retragerea firmei Exxon din Marea Neagră. Blocarea investițiilor Exxon OMV în perimetrul Neptun din Marea Neagră. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă acest lucru nu exista, începeau, se lua decizia de investiții în 2018, și peste 4 ani, în 2022, când avem nevoie de gaze, România era exportator net și România avea gazele ei. Ar fi ajuns România în această situație de a fi exportator net? Dacă nu era acea ordonanță 114, nu. Nu se blocau investițiile atât în energie electrică și în gaze naturale. Asta a fost efectul pervers al ordonanței 114. Ce am făcut noi în 2019? Am abrogat ordonanța 114. Asta am făcut. N-am spus nimic altceva. Am abrogat ordonanța 114 și am pus ANR-ului pune reguli în piață. La gaze naturale a pus reguli în piață. În 2020 prețul a scăzut la gaze naturale. S-a creat un gas program release, s-a făcut la energie electrică, din păcate n-a făcut nimic. La energie electrică, din păcate, dacă ne aducem aminte, la Crăciunul anului 2020, a fost un ordin al autorității prin care milioane de români li se spunea să ducă la ghișeie să-și caute un furnizor. Deci are și ANR-ul partea sa de vină, asta spuneți. Deci e foarte bine că a făcut un software acum de mutare automată și totul te poți muta de la un client la altul foarte repede. O să fie gata soft. Mă gândesc că ar fi fost bine să fie gata atunci. Atunci ar fi fost perfect acest software. Ce și lumea n-ar mai fi pus. Acum, s-a acuz PNL că a liberalizat piața, care piața era liberă de la 1 ianuarie 2018 și ordonanța 114 practic a creat o problemă mare. Nu mai vorbesc că a venit infringementul Comisiei Europene, deci dacă nu am fi luat aceste lucruri, probabil că eram și condamnați în momentul de față la Curtea de Justiție și probabil nici fonduri europene nu aveam. Deci e unfair, aș putea spune. Este această dispută publică între Ministerul Energiei și ANR. Ministerul Energiei... Nu avem o dispută. Deci e condus de PNL. ANR are acolo în frunte un om aproape invizibil, însă susținut de PSD. Care e relația dumneavoastră cu ANR? Am o relație, credeți-mă, umană, ok cu domnul Chiriță. Dânsul a fost vicepreședintele Comisiei de Industrii și Servicii din partea PSD în mandatul 2016-2020 și eu am fost vicepreședintele Comisiei de Industrie din partea PNL în aceeași perioadă. Deci noi am lucrat. Deci am o relație ok cu... Deci există, instituțional am o relație ok și umană am o relație ok. Acum, fiecare dintre noi avem nemulțumirile vis-a-vis de anumite lucruri. Fiecare putem crede că putea face mai mult. Ce putea să facă mai mult ANR dincolo de acest... V-am dat un exemplu cu privire la acea... Contracte de gaz. Nu erau pe gaz, era vorba de energie electrică. De energie electrică. Pentru că la gaze naturale am colaborat foarte bine. La gaze naturale s-a liberalizat la 1 iulie. Întors liberalizarea la 1 iulie 2020 și n-am avut absolut nicio problemă. Au fost un guest program release, au încercat și atunci furnizorii să spună că vor crește prețurile, am ieșit și atunci public și am spus că nu aveți niciun motiv să creșteți și până la urmă am avut dreptate, prețurile au scăzut. Sigur, nici în 2020, în plină pandemie, că lumea uită, 2020 în plină pandemie, prețurile la petrol ajunseseră chiar negative, prețurile la gaze naturale, gândiți-vă, erau undeva la 7 euro. E clar că nu mai era apetit de investiții în 2020. Ca să faci noi investiții la 7 euro, nu mai ești rentabil să scoți. Era clar că... Erau prețurile foarte jos în 2020. Era clar că era un moment foarte bun
să dai drumul la contractele pe piața, să refaci acest lucru, să refaci înapoi piața stricată prin ordonanța, prin ordonanța 114. Dar ANRE are vreo responsabilitate în această criză energetică? ANRE are cel mai mare rol în rolul de reglementare. Aveți cel mai mare rol, Ministerul Energiei. Ministerul de Energie face exact cum spune, toată lumea face politicile energetice, dar nu face politicile sociale. Nu face politicile de sărăcie energetică, nu le facem noi pe ăștia. Noi facem politicile economice, avem rolul să dezvoltăm, să creștem noi capacități de producție, evident, de gaze naturale, de energie electrice. Să creăm cadrul legal primar, sigur că da, și asta îl facem și împreună cu ANRE și împreună cu celelalte ministere. Rolul de reglementare și de reglementare în jos al pieței și de supraveghere al pieței este la ANRE și la Consiliul Concurenței. Bun, deci aceasta ar fi responsabilitatea ANRE, o instituție cu care spuneți că colaborați. Da, evident, și astăzi m-am întâlnit cu președintele ANRE și am avut o discuție foarte bună pe multe lucruri, care e normal să colaborăm, n-ai cum să nu colaborezi. Domnul Chiriță merită să rămână în continuare președintele ANRE? S-au prelungit mandatele acum? S-au prelungit mandatele cu 6 luni de zile, cred că să lăsăm în interiorul coaliției să discute acest lucru. Domnule ministru, ce le spuneți românilor care se plâng că au trăit destul în întuneric și în frig în timpul comunismului ca să mai facă astăzi economie? Și o să vă rog să-mi răspundeți după o pauză de publicitate. Ne întoarcem. Am revenit, așadar, domnule ministru, vă întrebam ce le spuneți românilor care se plâng că au trăit destul în comunism, în frig și la cozi și pe întuneric ca să mai facă astăzi economie? Le spun că înțeleg, pentru că am trăit în acea perioadă, știu ce însemna să ai electricitate cu porția, știu ce însemna să nu ai căldură. Deci am trăit în perioada comunistă și știu ce înseamnă și de aceea nu o să le cer niciodată să facă economie, dar le pot spune ceea ce fac eu sau pot să-i ajut, pot să le explic ce ar însemna o eficiență energetică, nu economie să închidă lumina. De exemplu, să schimbe becurile vechi cu becuri de tiple care consumă mai puțin sau să facă ce am făcut eu vis-a-vis de centrala pe gaz, dacă au gaze naturale. Dacă n-au gaze naturale și au centralizată, să-și pună niște termostate pe calorifer. Deci există soluții pentru a eficientiza acest lucru. Poate că până acum nu ne-am gândit la aceste lucruri, dar cred că a venit momentul să ne gândim. Suntem cu un război la frontieră, suntem practic într-un război al gazului la nivel mondial și trebuie să luăm fiecare dintre noi măsuri, iar până la urmă o scădere a consumului aduce bani în buzunar. Cât de vinovat e Putin, că tot vorbeați de război, în criza facturilor din România? Nu vorbim numai de criza factorilor din România. Eu tot timpul l-am spus că totul a început cu războiul prețului gazului anul trecut, începând cu luna august. Când practic Kremlinul se antrena de război. Se antrena, a început să crească ușor prețul gazului natural, s-a tot dus. Au inventat tot felul de tertipuri, bacă probleme tehnice, bacă se întâmplă ceva, după care s-a văzut foarte clar. Ucraina, februarie, război. Deci, nu spun eu am spus... A fost un plan, asta spuneți. Eu spun că a fost un plan. Poate că lumea nu m-a crezut anul trecut. Acum toată lumea o spune. Comisia Europeană spune. Agenția Internațională pentru Energie spune același lucru. Agenția Europeană spune același lucru. Deci toată lumea spune același lucru. Este evident, a început să iasă la... Dar nu vorbim de România, vorbim de întreaga zonă, de întreaga Europa. Vreau să discutăm puțin și despre subvenția la carburant, care a fost dată pe la mijlocul verii pentru 3 luni, a mai fost prelungită apoi încă 3 luni, deci vorbim de acei 25 de bani oferiți de guvern și acei 25 de bani oferiți de companiile private la carburant. Va fi prelungită această subvenție și de la 1 ianuarie? Haideți să vedem în decembrie de obicei, ca și data trecută. A doua parte a lui decembrie, cred că va fi luată această decizie, vom discuta și vom vedea. Să știți că avem semnale din piață că nu e chiar așa corectitudine totuși. Dacă la prima variantă nu s-a permis revânzarea, acum Ministerul de Finanțe a venit cu ordonanță și noi am fost de acord să permitem și revânzarea, adică către companiile, și există suspiciuni că se cere de două ori pentru același litru, se cere de două ori acest 25 de bani. Și e clar, trebuie să intervenim, s-a intervenit în Parlament, pentru că noi vrem bună credință, dar vrem
Și cerem bună credință, dar vrem să fie și respectată. Adică furnizorii nu vor să pună și partea lor de 25 de bani. Nu, adică o cer de două ori de la stat. Adică, păi, asta înseamnă să nu mai vii tu cu partea de compensare. Adică haide un pic să fim oameni și să respectăm acest lucru. Sigur, am văzut aceste lucruri și revenim la normal. Dacă va fi nevoie, sigur sunt convins că decizia va fi luată. Haide să vedem cum vor evalua prețurile. Deocamdată a fost o scădere de prețuri, după care a urmat, după decizia OPEC 10 plus de scăderea producției, a urmat o ușoară creștere a prețului barilului. Este stabilizat în momentul de față. În perioada sărbătorilor va mai crește sau va mai scădea acest preț? Știți cum e? E greu de făcut predicții. E greu de făcut predicții pentru că o declarație a cuiva poate să creeze o inflamație în prețuri. Așa că mă feresc, tot anul m-am ferit să mai fac predicții de prețuri. Dar la un moment dat au crescut prețurile foarte mult, aproape de 10 lei. Se mai poate întâmpla această pantă ascendentă? Nu cred că vom mai ajunge la... Sincer să fiu, nu cred că vom mai ajunge... N-au ajuns la 10 lei, haideți să fim serioși. Da, erau 9 lei și ceva. Erau aproape de 9 lei. Da, și cotația barilului de petrol începe la 120 de dolari, dacă nu mă înșel. Acum vorbim de 90, 91, 95 maxim, acum ieri era 91, nici am văzut. Însă când nu va mai exista această subvenție oferită de stat, care vor fi efectele pe piața liberă? Eu cred că dacă nu va mai exista subvenția, prețul crește cu 50 de bani. Dar haideți să nu facem supoziții, să vedem ce se întâmplă în decembrie și cred că dacă va fi necesar, guvernul va lua această decizie. E o întrebare valabilă și pentru piața de energie, pentru că avem această intervenție a statului. Însă cât poate statul să suplinească din facturi? Acum vorbim de ordonanță care stabilește un mecanism de preț, de achiziție al energiei, care practic dă o predictibilitate și a prețurilor la clientul final, până în 31 martie 2025. Deci până în 31 martie 2025. 35. Asta vine așa politic vorbind, pentru că eu mă gândesc în primul rând la alegeri și la anii electorali, imediat după alegerile prezidențiale, după ce trec cele patru rânduri de alegeri din 2024. Eu aș spune că, poate să o citesc în altă cheie, este într-un timp rezonabil, în așa fel încât conflictul să credem că poate fi încheiat și piețele să-și revină în zona normalității. Deci, timp de 2 ani și jumătate va exista această intervenție a statului, ca apoi acum să revenim la piața liberă. Da, o piață normală și să sperăm că nu mai e nevoie de intervenție. Nu știu dacă va fi, v-am mai explicat, piață liberă nu înseamnă piață fără reguli. O piață cu reguli, dar nu de genul acesta. Domnule ministru, aș vrea să discutăm și despre problema minelor, pentru că PSD, prin vocea lui Daniel Zanfir, senatorul Daniel Zanfir, dar nu numai, vă acuză că închideți minele, aveți aceste angajamente în PNRR și că mii de oameni sau zeci de mii de oameni rămân fără joburi. Cum stau lucrurile? Păi haideți să luăm și să vedem realitatea. Avem două bazine miniere. Bazinul minierii Valea Jiului și bazinul Olteniei. În Valea Jiului, complexul energetic Hunedoara a fost înființat în 2012 prin fuziunea mai multor comasări, termocentrale cu mine, cu tot. A plecat de la zero datorii. În 2019, noiembrie, când am ajuns ministru și guvernul PNL minoritar a preluat guvernarea, s-a pronunțat falimentul cu datorii de 6 miliarde și jumătate de lei, deci era vorba de 1 miliard și jumătate de euro la data respectivă, deci de la 0 1 miliard jumătate de euro. Asta spuneți în timpul guvernărilor PSD. Din 2012 până în 2019, spun. A fost un an cu guvern tehnocrat. În perioada aceasta. Asta e realitatea, asta e realitatea faptelor. Iar a venit imediat decizia Comisiei Europene de returnare a unui ajutor de stat acordat ilegal în 2018. Și am spus public de la tribuna Parlamentului, pentru că ministrul finanțelor de la acea vreme a refuzat să acorde ajutorul de stat în timp complexului energetic Hunedoara pentru achiziția certificatelor de CO2 și l-a acordat, a semnat în august. Practic, ajutorul de stat nu și-a mai atins scopul și certificatele CO2 nu au fost achiziționate. Asta a presupus intrarea în insolvență a complexului energetic Hunedoara. În perioada de încă un an cât a funcționat termocentrala de la Minti, a mai produs pagube de 600 de milioane de euro, până când Ministerul Mediului ne-a somat că nu are autorizație de mediu, că suntem în infringement și suntem trimiși la Curtea Europeană de Justiție pentru că ținem termocentrala de la Minti deschisă, de aceea a fost închisă această termocentrală. Complexul energetic Oltenia. În 2012, plecat de la zero datorii. În 2017 raportează chipurile primul profit.
primul profit, care de fapt nu este profit, este pierdere, pentru că nu și-a înregistrat costul certificatelor de CO2. În 2020 rămâne raportul Corpului de Control al Ministrului a unui prejudiciu de 680 de milioane de lei, rămâne hotărâre de instanță definitivă, pagubă de 680 de milioane de lei, iar în decembrie 2019 ne atenționează Complexul Energetic Oltenia că nu au bani să cumpere certificatele de CO2 și că este risc iminent de faliment. Ce a făcut guvernul PNL? Automat în ianuarie ordonanță de urgență ajutor de salvare 250 de milioane de euro pentru Complexul Energetic Oltenia ca să nu mai se întâmple ce s-a întâmplat cu Hunedoara, pentru achiziția certificate de CO2, cu posibilitate că dacă nu plătește în 6 luni, și știam de la început că nu poate să plătească 6 luni, discută cu Comisia și îl transformăm în ajutor de restructurare. Asta am făcut, am transformat în ajutor de restructurare, numai că a venit anul 2021. Nu s-au terminat negocierile cu Comisia Europeană. Era nevoie de cumpărare din nou de certificate de CO2. Piața din 2020 și 2021 nu permitea ca să vândă ca acum Complexul Energetic Oltenia. Deci costul certificatului de CO2 ducea prețul energiei pe cărbune foarte sus. Deci statul a trebuit să mai dea încă 240 de milioane până s-a aprobat ajutorul de restructurare. Deci am dat 500 de milioane în 2 ani de zile. S-a aprobat ajutorul de restructurare în ianuarie 2022, anul acesta, în care spunea încă 500 de milioane pentru certificatele de CO2. Deci, practic, ca să salvăm Complexul Energetic Oltenia de la faliment, apropo că vrem să le închidem, am plătit de la bugetul de stat toate guvernele, inclusiv guvernul acesta, PNL-PSD, 1 miliard de euro. Imediat după aprobarea planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, erau pregătite proiectele pentru a accesa încă 1 miliard de euro din fondul de modernizare. S-au depus proiectele, s-au aprobat proiectele. Deci avem și 1 miliard de euro ca să înlocuim cărbunele cu 1325 de megawați pe gaz și 747 de megawați fotovoltaic. Deci, practic, transformăm până în 2026 Oltenia dintr-una eminamente pe cărbune în gaz, cărbune și fotovoltaic. Oamenii își vor păstra locurile Evident, de muncă? Evident, oamenii își vor păstra locurile de muncă. Acum, unde este, să zic așa, minciuna prin omisiune, este că în PNRR nu spune nimica vis-a-vis de ce se va face, ci se reportează să ia planul de restructurare al Oltenia, care este aprobat și este trecut ca jalon în PNRR. Altceva nu este făcut. Nu este trecut în PNRR decât planul de restructurare prin care guvernele au dat deja 1 miliard de euro ca să o salveze și s-a angajat la niște restructurări. Și nimeni nu închide nicio termocentrală în această perioadă, iar prin legea decarbonării, care tot este jalon în PNRR, spunem că toate termocentralele care ar trebui să fie închise trec în rezervă tehnică și pot fi folosite la cererea transportatorului de sistem, adică lui Transelectrica, de câte ori este nevoie. Și este nevoie în această perioadă. Să știți că acum intră în prețul energiei cărbunele, în prețul pieții. Dar vor veni vremuri când prețul gazului natural va reveni și sperăm cât mai repede să revină ca să treacă această criză, dar sigur în 2025 eu cred că își vor reveni prețurile și prețul certificatului de CO2 va aduce prețul cărbunelui, energiei produse de cărbune iar sus. Și atunci iar o să blamăm cărbunele. Iar o să zicem că avem prețul la energie scumpe că ține la cărbun. De aia trebuie făcută această restructurare ca să nu ne mai plictă de pregătiți. Ceea ce nu s-a făcut din 2012 până în 2020 am făcut noi. Guvernele PNL. Și de ce nu le explicați asta în coaliție colegilor din PSD? Ba da, știu, dar toată lumea știe acest lucru. Și atunci de ce vă critică la televizor? Acum, fiecare are agenda, probabil domnul senator are agenda dânsului. Nu-l înțeleg. Eu nu înțeleg de ce se spune acest lucru. Nimeni n-a închis în PNR nimic. Este replica programului de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, iar mai mult pe Valea Jiului nu lăsăm lucrurile așa. Este o ordonanță de ajutor pentru oamenii care își pierd locurile de muncă, iar cele 4 mine care sunt în momentul de față, mina Livezeni, Vulcan, Lonea și Lupeni, intră într-un program de închidere până în 2032, iar cărbunele de acolo va fi ars și neutralizat în centrala de la Paroșeni. Da, cele 4 mine, ca să știm, să spunem foarte lucruri pe nume, produc cărbune pentru 2 zile de funcționare. Alea 4 mine, atât, 2 zile de funcționare, atât pot ele. Să vii să spui că trebuie să faci investiții în subteran, acum, ca să scoți mai mult cărbune, înseamnă că nu cunoști lucrurile de legislație, lucrurile normale.
Cum poți să zici că faci investiții într-o companie, de la bugetul de stat într-o companie aflată în insolvență, cu un ajutor de stat de recuperat? N-ai cum, nu-ți interzice legea. Nimeni de la Ministerul de Finanțe nu va aloca bani Ministerului Energiei pentru așa ceva, în condițiile în care acolo este insolvență și ajutor de stat de recuperat. Domnule ministru, suntem pe final. Aș vrea să vă mai întreb, când va începe exploatarea din zăcământul Neptun Deep? Eu mențin termenele pe care le-am spus, sfârșitul 2026, începutul 2027. De ce nu s-au făcut pași până acum? S-au făcut foarte mulți pași până acum. S-a achiziționat de către Romgaz, practic de către statul român prin Romgaz, partea Exxon. S-a mers mai departe. Este o procedură care sunt convins că va fi finalizată în acest moment, în decembrie, cu privire la acest zăcământ care este în plan și cred că decizia de investiție va fi foarte repede anunțată. Aș vrea să discutăm pe final și puțină politică. Vă simțiți responsabil în vreun fel pentru frigul din casele bucureștenilor? Sigur, toți putem să ne simțim responsabili. Noi avem o responsabilitate, Elcenu. Elcenu este ținut de gazul pe care îl furnizează Romgazul. Dar cred că și Termoenergetica și Primăria Capitalei... Termoenergetica fiind compania Primăriei Capitale, care deține și rețelele de termie, ar trebui să-și plătească la timp. Noi furnizăm. N-a întrerupt niciodată Elcenul furnizarea energiei. Nicușor Dan spune că nu are bani și cere de la guvern. Atât timp cât Bucureștiul este cel mai bogat oraș, atât timp cât Consiliul General consideră că bucureștenii trebuie să plătească un tarif pe gigacalorie, înseamnă că știe care bani în buget să plătească această subvenție. Și de asemenea știe că are niște rețele care au pierderi. Deci trebuie să-și asume acest lucru și trebuie să facă tot ce-i stă în putință ca să plătească. Deci sugerați că ar trebui să mărească prețul gigacaloriei? Nu, îi sugerez că ar trebui să aloce bani ca să plătească până la prețul, dacă au hotărât acest lucru, să respecte, dar să își asume din punct de vedere financiar. Sigur, am văzut declarația domnului prim-ministru, se va ridica plafonul de îndatorare și probabil va putea să se împrumute și să achite. Noi suntem deschiși inclusiv la a lăsa în acționariatul Elcen să intre inclusiv unitatea administrativă, să intre Primăria București, acționariatul Elcen, să facem un sacet, să ne deschizi la orice, dar nu putem la nesfârșit să subvenționăm și să nu primim banii înapoi, pentru că și Elcen trebuie la rândul ei. Elcen a fost introdusă în insolvență și este în procedură de reorganizare datorită datoriilor de peste 3 miliarde de lei pe care le are vechi de la Radet, care și ea e în insolvență. Deci trebuie să existe împreună cu primăria să funcționeze. Dacă nu plătește, sigur că vom funcționa, nu putem lăsa bucureștenii în iarnă. Asta e fără căldură, asta este foarte clar. Vor avea căldură în această iarnă. Dar confortul bucureștenilor va depinde de efortul pe care îl face Termoenergetica să țină sistemul de termoficare în funcțiune. Veți rămâne ministru și în guvernul Ciolacu la rotativa guvernamentală? Acum, poate să existe discuții pe această temă. Până la rotativă avem o iarnă de trecut. Va fi o iarnă complicată. Și va fi o iarnă complicată, nu o iarnă figuroasă, nu cred că va fi o iarnă grea din punct de vedere al frigului, dar va fi o iarnă complicată din punct de vedere al aprovizionării cu gaze naturale. Trebuie să ne asigurăm că nu se întâmplă lucruri neprevăzute. Dacă lucrurile merg normal, nu avem absolut nicio problemă al energiei electrice și vreau să mă asigur că trecem această iarnă, iar această decizie nu e decizia mea personală. Numele dumneavoastră apare des pe lista posibilor remanieri guvernamentale. V-a reproșat premierul Nicolae Ciucă vreo decizie până acum? Am o relație foarte bună cu primul ministru Nicolae Ciucă și cred că împreună am făcut, cel puțin în zona asta de responsabilitate pe care o am, de energie, echipă foarte bună și din punct de vedere al pieței interne și punct de vedere al relațiilor externe și al lucrurilor pe care le facem pentru România. Deci nu vă așteptați să fiți remaniat, schimbat din guvern? M-ați întrebat despre relația mea cu premierul Nicolae Ciucă, pe care îl cunosc din mandatul trecut de ministru al economiei, când însă era ministru al apărării și ne-am înțeles foarte bine. Domnule ministru, am ajuns la final, însă nu putem să terminăm fără ultima rubrică. Vă ofer două variante de răspuns. Alegeți foarte scurt. Reșou sau calorifer electric? Calorifer electric. Cazanele Dunării sau Delta Dunării? Cazanele. Încălzire cu lemne sau cu gaz? Cu lemne la țară. Mașina electrică sau mașina pe benzină? Hibrid. Gaz de șist sau gaz lichefiat? Gaz lichefiat. Centrală termică sau încălzire la paușal? Centrală termică. Geacă de fâș sau palton? Palton. Țuică sau pălincă? Țuică. George Simion sau Marcel Ciolacu?
Marcel Ciolac. Brichete sau chibrituri? Chibrituri. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV. Vă mulțumesc. Atât pentru prima parte. După pauză ne întoarcem în alte timpuri întunecate. Scriitorul Mircea Dinescu răscolește boema bucureșteană din vremea comunistă. Rămâneți pe Prima TV. Bun găsit din nou, vă invit la o plimbare prin boema bucureșteană din anii 70-80. Ghid ne va fi scriitorul Mircea Dinescu. Bine ați venit, domnule Dinescu. Salut! Ce înseamnă boema bucureșteană în timpul comunismului? Sigur că în lumea artiștilor s-a trăit cu obsesia boemei, știi? E și un cântec francez, celebru. La boema. Da? Deci după modelul parizian... Și artiștii români au preluat boema, pentru că nu cred că a existat pe vremea, înainte de 1900 boema, așa, era altceva, știi? Ceea ce la francezi există de câteva sute de ani să purta boema. Mai exista și la cercul de la Zurich cu Tristan Tzara și cu suprarealiștii. Sunt în secolul, deja în secolul ăsta. Acolo putem fi mândri că Țara era născut pe la noi, pe aici, până la Moinești, cred. Bătătură, da. Dar e interesant că pe vremea comunismului te-ai fi așteptat să nu există boemă. Într-o chestie, cu cântarea României, cu costumul, artiștii sunt toți mărșăluiesc și cu omagii. Ei bine, nu, existau lumi paralele și pe vremea aia, știi? Asta e interesant. Lumea asta paralelă, da, care conviețuia, da, cu societatea multilateral dezvoltată. Sigur că nu era dată la televizor, nu era, dar ea exista în mod natural, așa. Și exista și o fascinație a acestei boeme, pentru că tocmai în lumea aia atât de pusă la punct din punct de vedere ideologic, așa vreau să spun, o chestie de asta, o excrescență spectaculoasă în lumea literaturii, a muzicii, că erau nu numai scriitori, mari actori, de exemplu, români din anii 60, de exemplu, mergeau la bufetul gării, la gară, la restaurant. Sunt tot soiul de povești legate de... Pentru că nu se închidea niciodată restaurantul din gară niciodată. Și boema, evident că avea legătură, că în cârciumă era... Se manifesta. Solul ei din care... Fertil. Fertil, așa, da? În lumea scriitoricească era boema de la Casa Scriitorilor, era un restaurant foarte bun pe Calea Victoriei, a fost retrocedat între timp, după 90, unei familii, dar erau tot soiul de restaurante, Cireșica, Podgoria, cum intrai spre piața Amzei acolo, acum e un magazin de pantofi și de haină. Dar în Podgorie, acolo, veneau tot soiul de personaje fascinante din lumea literară. Dați-mi câteva exemple. Și pictor Florin Pucă, prietenul meu, da, și Pucă, poetul, și Ahoie. Îmi amintesc odată, eu când am venit de la Slobozia, elev încă de liceu, reușisem să public poezii și începusem să câștig bani pe poeziile pe care le publicam, știi? Și la Slobozia mi-era frică să intru într-un restaurant, că acolo nu era, dacă te prindeau, te vedeau profesorul, era și era mic. Noi trebuia și în timpul liber să umblăm în hainele alea albăstrui de școală. Nu aveam voie să umbli în civil, cum ar veni, știi? Provincia era foarte bine pusă la punct din punctul ăsta de vedere. Ori eu când am venit la București, m-am așezat la o masă și am comandat ceva de mâncare și un pahar de vin și chelnerul nu s-a mirat, mi s-a părut că e un miracol, știi? Adică poți să ai 18 ani și să te duci la, sau 17, cât aveam eu atunci, da. Și fiindcă știam că veneau acolo, am văzut că sunt artiști și am venit acolo, Timinu, și am văzut, știi?
E, acolo am văzut mai târziu dreptăi, pe la vreo 21 de ani, deja scosesem prima carte și intrasem și eu, am fost acceptat de ăștia de artiștilor. Mari boemi, Pâcă, Pucă, Ahoie, Dimov. Am văzut-o pe tânără actriță Ioana Crăciunescu, subțirică și sexy, așa cum era ea, cu bătrânul domn Lovinescu, nu Eugen Lovinescu, marele critic care murise, ci un nepot de-a lui care scria teatru, Horia Lovinescu, care printre altele pe vremea comunismului scrisese o piesă de teatru până în anii 50, cum voia bătrânul lui unchi să arunce în aer o hidrocentrală. O bâzâcanie de-asta cretină, știi? În fine. Și Horia Lovinescu venea cu un aer foarte demn, era directorul teatrului Notara, scriitor acceptat de partid și de... câștiga foarte mult, era bogat. Și venea cu domnișoara Ioana Crăciunescu, de care se îndrăgostise la maturitate, la 70 de ani cât avea el atunci, și s-a așezat la o masă și comanda, venea chelnerul foarte politicos, zice, o vodcă mică și un pahar mare cu apă, știi? Și îi aducea vodca mică, el bea, sorbea puțin, și pe urmă simțea că rura de la stomac și dădea pe gât acel pahar de apă. Și pe urmă zice, mă aduc un pahar cu apă, da. Și în fine, ăla mai aducea un pahar cu apă, în fine. Trecea o jumătate de oră, cum mai zicea, s-o ridica foarte demn, așa, țapăn, știi? Și cu domnișoara, după bodyguarda, după el. Bă. Și după ani am aflat, eu nu știam, de la Marin Preda, spunea, că paharul ăla cu apă conținea tot vodcă. Tot vodcă, îi se spunea în lumea, tot vodcă. Deci el bea o jumătate de kil de vodcă, cam 600 de grame, așa, țac, pac, tot vodcă, da. Restul erau ăștia care erau, boema erau... Nu era cum era Lovinescu cu țapăn și încrezut așa. Erau oameni foarte simpatici, cu haz, cu umor, cu nu știu ce. Toți alconauți, ca să zic așa, știi? Că la un moment dat acolo exista, ca să facă aer, o elice de asta de lemn pe vremuri, de făcut aer condiționat. Așa. Și s-a îmbătat o dată, cred că era Velea, un alt mare băutor, așa, și a zis, i-a spus lui Grigore Hagiumpăt, Grigore, ce-ar fi să deturnăm bodega? Știi că el se credea în avion. Era celebru și Velea și Grigore Hagiu, un poet foarte talentat, așa, era șeful secției de poezie la Lucea Vrunde, lucram și eu, un om foarte simpatic, știi? Și mergeau la mare. Pe vremea aia, pe vremea comunismului, mai ales până în anii 80, vagonul restaurant era un lucru nemaipomenit. Se mânca bine. Era foarte elegant vagonul restaurant. După 90, după 80 s-a prăbușit că nu mai avea ce mânca. Și după aia și dispărut pe vremea capitalismului, știi? Dar vagonul restaurant era tradiție. Se mânca bine, se bea bine, știi? Erau măsuțe înșirate, așa, te uita pe fereastră. Și Grigore Hagiu, care plecase împreună cu Velea la mare, știi? Bineînțeles, au comandat vodcă, mai comandați niște vin și la un moment dat s-au oprit trenul pe câmp, că era nu știu ce pe acolo și erau pașiște frumoase și Grigore spune chiar, băiete, pune-ne și nouă o masă aceea în grădina aici. Uitați fără unde sunt, știi? În fine, da. Trăiau într-un vis continuu. Da. Trăiau și într-o, nu numai că trăiau într-o lume paralelă artiștii, știi? Și alcoolul a fost întotdeauna un ajutor de nădejde, cum zicea Ceaușescu, prihititori, că sunt ajutoarele de nădejde ale partidului. Așa era vodka pentru o parte a boemei literare și nu numai literare, muzicale. Ziceam de restaurantul din Gara de Nord, unde s-adunau actorii
până dimineața. Ați fost acolo la bufetul gării? Am fost și eu la bufetul gării, dar eu nu eram genul... Nu, să simți atmosfera. Deși despre mine, eu având această șansă să deputez de vreme, să iau premiul de debut, să devin membru al unui scriitor la 21 de ani, eu am fost acceptat de lumea asta și de mari alconauzi și de, mă rog, mari scriitori care nu erau neapărat alcoolici, dar erau băutori, în lumea aia. La Mogoșoaia. Și mi-amintesc că ăștia tineri care nu aveau acces la Mogoșoaia și la... am venit odată și o poetesă a spus cuiva și ăla mi-a spus mie că o mică turnătură. Zice, măi, zice, te-a văzut aia așa. Bă, Dinescu este terminat, e alcoolic în ultimul hal, pentru că stăteam cu mari alcoolici la masă, dar eu nu beau, eu mâncam, beam nu-mi plăcea vodka, beam un par de vin. Și zice, e în ultima, au început să-i cadă dinții. Eu am o crăpătură aici, o strungăreață, cum se spune. În fine. Dar eu eram fascinat de aceste personaje, plus că nu erau genul de bețivi înrăiți. Când bei băutură bună, nu te înrăiești, știi? Ăștia care omoară la băutură și care scrim, bă, băutură proastă aia care ți întunecă mintea și te face și rău, știi? Băutura, în mod normal, devine mai blând. Este un drog care te face să ai o seninătate pe care nu ai poate dacă o ai tras, știi? Mai uiți de necazuri, mai nu știu ce și atunci nu erau răi acești oameni. Bine, beau și băutură bună. Să bea atunci vodcă Stalișna aia, și Moscovskaya. Mai târziu a apărut Krepkaya, despre care am mai vorbit. Că picai direct în cap. În pica și ca avioanele astea supersonice. Cum coabitau acești oameni dintr-o lume paralelă cu Securitatea și cu Partidul Comunist? Acum ei nu erau... Securitatea, sigur, avea în vizor, în primul rând, scriitorii de primă mână, talentați, care erau capabil să facă un gest nepoliticos față de sistem, să scrie ceva nasol sau să publice, eu știu, la Europa Liberă sau să plece din țară, știi? Această boemă cred că nu era un pericol pentru, din contră, știi? Acești îngeri alcoolici, așa, nu zguduiau sistemul, știi? Pentru că ei supraviețuiau în acea lume și în primul supraviețuiau prin faptul că nu publicau mult, în general erau poeți care publicau foarte rar acești boemi, dar trăiau din banii pe care îi luau de la alții, știi? Cum adică? Era fondul literar la Uniunea Scriitorilor și ăștia de obicei când era ziua în care se plăteau versurile unor inși care scriau cu partidul sau nu știu ce, așteptau acolo. Și îmi spunea, dă și mie de o vodcă, știi? Și dădea de o vodcă din banii pe care îi lua. Nu prea îi acceptau la masă, dar le luau banii, știi? Dacă... Pentru că am asistat, de exemplu, la mai veneau tineri provincial, nu știu ce, și ăștia erau cunoscuți și dădeau, veneau cu manuscrisă să-și dea cu părerea pâcă, să zicem, știi? Și ăsta pâcă, ăsta a dat-o de băut, nu știu ce, tânărul aspirant la gloria literară, și citește pâcă și pucă întreabă, bă, are? Ce n-are? Dar de față cu el. Dar ce are că n-are? Păi ce are că n-are? Ce, du-te de la masă, gata. Du-te de la masa noastră. Pica textul. De ce erau acceptați? Fiindcă erau și personaje, știi? Erau niște personaje. Spuneți-ne ceva despre... Descrieți-i puțin pe acești pucă, pâcă și ahoi. Pucă și pâcă pot fi văzuți în niște filme românești, mai ales în astea cu daci și romani, își jucau, mai câștigau bani din faptul că erau folosiți la, pentru figurile lor, erau cu bărbi, erau uriașe. Ostași. Da, ostași, daci, adevărați daci. Și au jucat în multe filme. Că asta se plătea, asta dacă erai figurant. Figurant de genul. Dar ei nu erau niște figuranți banali, ei mai dădeau și scene cu ei, știi? Apăreau și în film. Au câștigat foarte mulți bani, foarte mulți.
destul de mulți bani ca să-și permită să bea o vodcă, așa. Florin Pucă, care era grafician, de exemplu, când m-a dus pe mine la Mogoșoaia, n-aveam niciun ban. Am povestit, nu cu taxiul, da. Că așa am ajuns eu să, care n-aveam casă în București, să locuiesc 5 ani la Mogoșoaia. Când Pucă nu mai a avut bani de băut, nu mai era duminică, n-avea la cine, ceai la Mogoșoaia, la Casa de Creație. Bun, acolo trebuia să bea repede o vodcă. E dimineața, alcoolicul are un tremurat, tremurat așa, obligatoriu. Deci după asta cunoști omul care e dependent de tărie, știi? Și cum a ajuns acolo, 200 de vodcă, știi? Nu putea prima vodcă să-și o ducă la gură, atât de tare îi tremura mâna, că intrase într-o stare de-asta. Și am dus eu la primul pahar, l-am ajutat să-l ducă la gură, el fiind lucid și nu știu deci ce. Deci a avut și acest rol în literatura română. Da, am dat de băut, cum de paharnic. M-a scris un ticălos, că eu am dat, când a murit Preda, ce-i dădea Dinescu de băut, ca și cum Marin Preda era handicapat și dădeam eu, ia bea mă. Era un vițel căruia îi dădea scumpă pe peronul lapte. Mie mi-a dat Marin Preda, mi-a dat de băut. Am povestit creșe asta cu, sau n-am povestit, povestesc cum am cum, dar i-am Pucă, deci a luat prima vodcă, după aia a mai comandat una și am văzut că nu mai are tremuratul ăla care făcea să-i sară pur și simplu vodka din pahar. La a doua chestie așa un mic tremurat. La a treia perfect. Era impecabil. Cerea o coală de la de-aia de împachetat salam și de la bufet și începea și făcea desen. Până la ora 9:30 se scula Fănușneagu. El deja avea primul haid. Neafane, ia vină cu acest, îți place? Da. Dăm 300. Pac, aveai un desen de Florin Pucă. Cu 300 era ieftin. Știi? Ați cumpărat și ceva de la el? Vindea. Nu, eu nu cumpăram, că mi-a făcut cadou desene așa, da? Și din păcate eu locuind după aia până sub solul, până nu știu ce, mi le-au pierdut toate desenele alea, știi? N-am avut casă până târziu, în fine. Deci asta era o modalitate. Așa. Ne povesteați de Pucă, Pucă și Ahoe. Pucă, Pucă și Ahoe, da. Voiau să scriu o carte la un moment dat. Pucă, Pucă și Ahoe, trei copii, nu Bradeș, Năzdrăvan, știi, așa. Ce pentru copii, n-au scris-o până la urmă, știi? În schimb, au scris o carte, da, asta, așa, de boemă, de, foarte frumoasă, cu desene de Florin Pucă și cu poezii de Pucă și Ahoe. Și Ahoe avea talent? Ahoe era un om talentat, bine, era mai mult muncit, era ruibist, intra în altă categorie decât ăștia doi. Cred că cartea aia, de fapt, era cu Pucă, Pucă și Leonid Dimov. Leonid Dimov era un poet oniric. Un poet oniric care făcuse pușcărie politică, în fine, și scoteau cărți în trei, așa, cu desene de Pucă și asta până anii 68, 69, 70, după 71 n-am mai putut să publice. A venit chestiile lui Neanicu cu tezele din iunie, s-a dus dracu. Dar stai, povesteam că de Ahoe, că era Ahoe, ruibist. Ahoe era ruibist, a fost. Era un tip zdravăn, știi? Și scria sonete, dar scria 500 de sonete, că se plătea pe vers, așa, știi? Și la un moment dat Marin Preda, care era director editurii, a refuzat să-l plătească, el, în loc să facă chestiile alea așa, că se plătea pe versuri o carte de poezii, câte lungimea poeziei, le rupea așa și din sonetul ăla devenea dublu, așa care 14 strofe. Ca să ia mai mulți bani. Și a spus, monșer, e sonet, te plătești la sonet, nu la... La vers. Așa, în fine. Deci el era muncitor, așa, avea și un talent, o oarecare... era meseriaș mai mult decât ăștia care adică muncea cuvintele mai mult, da. Muncea, punea cărămidă după cărămidă și Pucă, de exemplu, n-a scris decât o carte subțirică, știi? Foarte frumoasă de altfel, știi? Cu vers clasic bodlerian, așa, știi? Dramatic, o ușoară ironie. Pe o carte de versuri se lua cam, eu știu, 10.000 de lei. 10.000 de lei atunci însemna ceva.
pentru un om amărât. Că salariul putea să fie 1.500-2.000 de lei, bine, 3.000-5.000 care aveau salarii mari. Pentru vot că unora le ajungea, deși, în fine. Și mai aveau stilul ăsta, de exemplu, lansau câte o, de exemplu, a Hoie, când venea la Casa Scriitorilor, avea așa, rostea câte o strofă, știi? Și, de exemplu, când a plecat Nicolae Breban, prozator, care făcuse o mare carieră din generația lui Nichita Stănescu, scosese un roman de mare succes. Groapa? Nu, Groapa era lui Eugen Barbă. Eugen Barbă, nu. Nu, În absența stăpânilor, da. Se chema. Un roman foarte bun. Dar după aia și el a început, el scria în stilul Dostoevski și a început să scoată cărțoaia așa de câteva sute de pagini, știi? Și că aici era o mică problemă și a criticii literare care credeau că o carte monumentală trebuie să fie groasă. O carte monumentală a scris Ion Barbu, subțire, când joc secund. Joc secund. Monumentalitatea asta în altceva, nu în greutatea pietrei cu care e făcută sculptura, știi? Și Breban a făcut o carieră uluitoare, deci după ce a stat și el în boema bucureșteană, în perioada când încă nu erau celebri nici Nichita, nici, în fine, poeții generației lui, în 68-69 a ținut un discurs în 60 și a fost făcut membru al Comitetului Central. Era perioada când Ceaușescu simpatiza cu scriitorii și a avut el chestia, că și el scria versuri, știi? Era o chestie, puțină lume știe. Nănicu a scris versuri, avea chestii, bine, da, astea simple. Și atunci destul de mulți scriitori erau membri ai Comitetului Central. 10 scriitori, să zicem, 3 muzicieni, 5... Erau și oameni de cultură acolo. Da, era o proporție între țărănime muncitoare și intelectualitatea, nu știu ce. Și așa a ajuns Breba membru în Comitetul Central, dar l-a luat apa, bineînțeles, și după aia a făcut un film pe scenariul lui și a fost și regizor. Nimeni nu l-a putut opri, știi? Și a fost la Cannes cu filmul. La Cannes? La Cannes, da. Și a fost considerat cel mai prost film de la Cannes, așa. A vrut să rămână de rușine. Adică era și membru în Partidul Comunist și dizident un bușor. Da, membru în Comitetul Central, nu? Că, a vrut să rămână, a dat un mic interviu la Europa Liberă, nu, și s-a întors, așa, dar cu coada între picioare, nu știu. Și când a intrat în seara, când a intrat la restaurantul scriitorului, eram și acolo, l-a văzut Ahoie și a spus: Brebane, Brebane, ce-ai făcut la Cane? Așa vorbea Ahoi mai cu un timbru mai cu un timbru mai nu știu. Și culmea este, apropo de Ahoi, știi că era și ret așa Ahoi, pentru că, de exemplu, în echipa care a fost invitată odată, eu am făcut parte într-o echipă în anii cât era, 70 ceva, am fost invitați 5 scriitori români la festivalul de poezie de la Paris. Părea o chestie nemaipomenită. Și era Marin Sorescu, Ana Blandiana, Ștefan Augustin Dolenaș, Mircea Dinescu și Ahoie. Cum s-a strecurat Ahoie printre așa nume mari? Era simpatizat de nu știu ce, era o figură. Și Ahoie... Ahoie era porecla sau chiar așa? Ahoie era porecla, da. Dar... aproape că nici nu mai știu cum îl chema, că asta, el era Ahoie, știi? Și Tudor George îl chema, de fapt, numele lui de sportiv, și așa și semnat cărțile, dar Ahoie, Ahoie, pentru că el avea tot timpul Ahoie, 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 din când în când, în liniște asta, dintr-un restaurant, de la casa, sau de la, s-auzea vocea lui, Ahoie, Ahoie. Știi? Asta e un cântec. Era strigătul de luptă al grecilor. Al troienilor, da. Troienilor, bine. Și i-a rămas numele Ahoie. Și el îi spune, e Ahoie. Și am fost cu Ahoie la Paris. În lumea boemei pariziene, cum ar veni fiat. Și la aeroport, cu ce a venit Ahoie? Cu un covor de ăsta românesc, vechi, frumos, știi? Ca să-l vândă acolo, știi? Era frică că nu o să-i dea drumul, i-au dat, ei știau că după la stadioane, că el fusese ruinist, în fine. Și a ajuns la Paris și a vândut scoarța aia veche,
erau români de ăștia mai bogați, așa, în fine. Și la Paris era foarte atent. Mergeam la o cârciumă, știi? Și eu cu el. Eu eram fericit la Paris, unde... și nu știu ce, zic, hai să cântăm ceva. Nu. Păi, domnule, hai să cântăm o chestie, ca și abia oamenii buni, să cântăm într-un cârciumă, pe malul Senei, eu. Nu, băi, Mircea, stai liniștit. Păi, cum vrei, zic, Matale, nu ești boiem, nu, ai venit în patria boieme. Cânti la birtul Gării de Nord, bă, și nu o faci pe malul Senei. Și am băut și eu o sticlă de vin, a? Și după ce am terminat, am început să zic, ahoi! Băi, te rog! De ce era așa panicat? Nu, era pentru prima dată în străinătate. Probabil că nu și-a închipuit în lumea aia comunistă că o să-i dea voie să... Și atunci era foarte speriat așa, nu știu ce, de lumea aia. În fine. Boemia se termina odată cu... S-a terminat, dracu, dar era bună boema comunistă, știi? Deci erau mulți... Bine, exista și boema aia și mai joasă a unora care n-au izbândit să scoată cărți, așa, lumea literară, știi? Tot la Casa Scriitorilor erau? Nu prea aveau acces la Casa. Erau câteva cârciumi unde era cinemateca în spatele palatului. Am uitat cum se cheamă chestia. Era o cafenea. Și acolo venea Zdrențe Roșii, știi? Erau ăștia mai amărâți, care la... nu luau bacșiși de la scriitori, că erau la un leu, la cerșeală, la mica cerșeală, știi? Poeți ratați, alcoolici ei, sau nu știu ce, sau câte un eseist, în fine. Deci exista și categorii de erau pe general trepte. Și erau soldățimea, știi, de așa, care aspira încă la gloria literară. Da, în jurul lui Marin Preda era o anumită boemă sau mai degrabă? Nu. Marin Preda, în ciuda faptului ce s-a scris pe el că era bețiv, Marin Preda nu bea. Deci eu l-am cunoscut, în afară faptul că am trăit 5 ani împreună cu el, l-am cunoscut și înainte, știi, din... pe mine m-a dus la Marin Preda Ștefan Bănărescu, mare prozator. Eu debutasem la Luceafăr și fusesem, în fine, acolo am devenit un nume în revista Luceafăr când eram elev de liceu și m-a dus la Marin Preda, care devenise directorul editurii Cartea Românească în 1970, știi? Și atunci, eu când l-am văzut pe Marin Preda, tremuram de emoție, că îl învățasem la școală, Moromeții, dai seama. Și a venit Bănuțu și a zis, domnul Preda, un tânăr poet, încă la liceu, termină acum, are o carte, e considerat un nou labi și nu știu ce, știi, m-a lăudat acolo. Și ce ai cartea? De acord. Ia-o, gata, la revedere. Și așa m-a apărut eu. Mi-a apărut prima carte, Invocații Nemunei, pe care am luat premiul pe debut și am intrat, cum am zis, și în lumea scriitorului. Dar Preda era un om foarte... dacă nu-l cunoștea, era mai rece și mai așa. Când l-am cunoscut bine la Mogoșea, mi-am dat seama că, de fapt, el în timpul zilei nu bea. Cum făceau ăștia de dimineață. Unii beau la prânz, care nu erau alcoolici. Stai la o casă de creație, mănânci bine și bei un par de vin sau s-a inspirat trei sticle, da. Marin Preda seara obișnuia să bea, știi? Și el avea teoria, romanii, spunea el, romanii beau numai după apusul soarelui. Era o chestie și de sănătate, că e ceva, că în timpul somnului reușești să elimini alcoolul prin por, prin pipi, prin nu știu ce, somnul ăla care îți estompează, așa. Dar nu trebuie să bei dimineața. Și într-adevăr, băutul de dimineața este catastrofal, știi? Mai ales pentru băutorii profesioniști, că țăranul, de exemplu, român, eu am fost o dată în... Când am cumpărat ruina aia de la cetate, aveam nevoie de niște bârne de-astea lungi, pentru casa aia era construită la 1880 și a furaseră toată lemnăria de pe aia. Și m-am dus în secuime să fac rost. Încă nu se... Probabil acum s-or găsi. Atunci nu găseai decât, eu știu, de 7 metri. Mie îmi trebuia de 14 metri să fie
pe toată... Și a mers direct acolo unde se tăiau brazii și pinii. Continuăm povestea după o scurtă pauză de publicitate. Da. Ne întoarcem. Ne-am întors? Rămăsesem la bârnele din secuime. M-am dus după lemne, după bârne. Era un camion, eu m-am dus cu mașina mea și în final, când trebuia să mă duc să vorbesc cu ea, domnule, tăiați-mi astea mai lungi, nu știu ce. Am reconstruit casa aia, a durat 3 ani până am refăcut-o. Dar când m-am întors cu mașina, de-a lungul satelor aia, la porțile din secuime se vindeau cartofi, fie chiurtoșcola, ci, mă rog, ce au ei acolo. Și cartofii sunt renumiți așa. Și am văzut acolo un sac cu cartofi roșii frumoși așa, la o poartă. Era dimineața când am plecat eu, că dormisem la un hotel. Și opresc la în dreptul unei căsuțe, deschid poarta și într-o căsuță, pe o galerie, stătea un bătrân care avea un chituc de ăsta de lemn, așa un lemn, da? Pe care avea o slănină afumată, o bucată de pâine și o sticlă cu basârcă, cu rachiu. Zic, bună ziua, bună ziua, aș vrea să zic, stimată, aș vrea și eu un sac cu cartofi, așa. Da, taică, ăsta era ungur, dar vorbea bine român. Și mă uit eu, mă, m-a lovit o poftă. De slană și pită. Da. Zic, tataie, iartă-mă, zic, îți iau 2 saci cu cartofi. Dă-te și mie să gust puțină slănină, o coajă de pâine și puțină de aia. A, cu mare drag. Zic, ia loc pe aia și pune și mie. Zic, că ia gust slănina, nu știu. Și îl întreb, câți ani aveți? 88, taică. 88. Zic, și de când bei? O, de când eram fecior. De 80. De când eram fecior. Păi, zic, și cum faci? Înainte să merg la câmp, că mă duc cu căruța și să duc fân sau nu știu ce, asta de 80 de ani, zice, aproape, eu în fiecare dimineață mănânc cu puțină slană, cu pâine și beau 3 păhăruțe de-astea. Mă duc, când mă întorc, mai beau 3 păhăruțe. Și seara. Asta este rația mea, știi? Asta e secretul longevității. Da. Deci, apropo de băut, el bea dimineața, dar țăranul care muncește și care nu ia nici medicamente, că m-am gândit, bă, pentru țăran e asta, țuica aia, mica țuică pe care o bea, nu e de alcool, e un soi de dezinfectant, ei poate să mănânce lucruri, că ei nu spală roșia sau cum dăm noi la chiuvetă totul. E, morcovul curză, e ronță, roșia mușcă din ea, mărul la fel, știi? În afară faptul că iau de mici chestiile astea de care îi apără, știi, că un copil care... Anticorpii, care stă în țărână și în praf, poate să mănânce orice, cum am mâncat și noi, corcoduș și mere, doar nu spălam în copilărie. Dar aveam anticorpii, știi? Un copil de la oraș care e obișnuit să mănânce, cum a venit, cum îi dă diareea peste el. Știi? Acum să le spunem oamenilor că totuși alcoolul dăunează grav sănătății. Alcoolul în cantități uriașe, da, dar în cantități mici și un medic recomandă, știi? Un pahar de vin e după masă, un pahar de vin, o întărie, un digestiv, hai să fim serioși. Dar să nu facem cu vodka un elogiu. Apropo de... Nu fac elogiu alcoolului, pentru că toți acești domni boemi au murit la vârsta de 50 de ani. Cum au sfârșit? Sfârșit de obicei îngrozitor, pentru că o combinație între țigară, că erau și mari fumători, și tărie, îi face acea fuziune între fumul ăla și... ca la 50 de ani să aibă arterită, li se negresc picioarele de la genunchi în jos și dacă nu le sunt tăiate, chirurgul Florin Pucă, ambele picioare au fost tăiate. Și a murit la 50 de ani. Și a murit la 50 de ani. Nichita Stănescu, care și el era alcoolic, am povestit cum dimineața basârca aia sârbească și devenea, le dădea și o energie, om. Dar ei nu mai mâncau, știi? Alcoolicului îi rămâne
friptura pe masă. Eu, după o vreme, stând la Mogoșoaia, îmi comandam. Deși aveam bani puțini, eram sărac, aveam jumătate de normă la revista lui Șafărul, 1700 de lei, dar nu costa mult dormitul și nici mâncatul, că te înscriai cu... era ca o cantină pentru scriitori, știi? Partidul a avut să se grijă să facă case de creație, să dea scriitorilor ca să poată să cânte partidul și nu știu ce. S-au desfințat după 80, s-au desfințat. După moartea lui Marin Preda, da. Eu am observat că ea cu alcoolicii care mâncau la masă, lăsau, le rămâneau friptanele pe masă. Și m-am gândit, băi, eu nu mai, de ce să mai comand? Că nu mi-era rușine. Și... Mâncați după Nichita. Zic, nu, Nichita n-a fost niciodată la Mogoșoaia. El avea lumea lui în București. N-a fost niciodată la Mogoșoaia? Nu, eu nu l-am văzut la Mogoșoaia. Poate o fi fost așa, în cât am stat eu cu 5 ani acolo, nu l-am văzut niciodată. Nu era din lumea aia. Dar unde vă plăcea mai mult? La Mogoșoaia sau în centrul orașului? E, la... Mogoșoaia era fascinantă. Avea un lac plin de pește, pescuiam... și am scris, am avut o perioadă foarte frumoasă, 3 cărți am, sau în orice caz, aproape 3 cărți am scris în 5 ani de zile. Dar Capșa mai era renumită în acea perioadă? Capșa era încă renumită pentru că mai trăiau încă bucătarii și chelnerii de pe vremea când venea din anii din 40, în anii 70, deci erau chelneri tineri în anii 40 și în 70 aveau 50-60 de ani, știi? Și rămăseseră cu un respect pentru artiști, pentru nu știu ce, știi? Și acolo eu nu-mi permiteam să mă duc, era scump pentru mine, dar eram invitat. Acolo mergeam de obicei sau cu Romul Munteanu, care era directorul Editurii Univers, care mă simpatiza și îi plăceau versurile mele, mi-a și scos o carte în limba franceză la Editura Univers, sau cu Fănuș Neagu, cu ăștia, nu știu ce, Fănuș era mâncător, era Fănuș, care era și el băutor, mare băutor, dar n-a fost alcoolic, pentru că el e singurul dintre ei care mânca. Beau vodcă mică dimineața, dar până mă mânca, știi? Și până la prânz o dădea pe vin, înțelegi? Toată ziua. Și când scriau oamenii ăștia? Seara, de obicei? Și nu, vreau să spun că Fănuș a trăit 80 și ceva de ani. Toată generația lui, Nichita, ăștia din jurul lui, Pâcă, Pucă, în fine... Ahoie, la fel? Ahoie parcă a trăit ceva mai mult, dar nici el n-a trăit mult. Dar și prozatori, au murit la 50 de ani toți. De la tăria, de la chestia asta cu circulația venelor, nu mai circula, să ne greau picioarele și să făcea ficatul cât o dublă de porumb, erau toți burta aia de alcoolic, știi? Dar nu de la mâncare. Nu mai mâncau, își luau hrana din alcool, știi? Seva. Da. Deci eu am stat cu Nichita, nu, eu n-am fost în zonă, era altă școală de gândire acolo. Marin Preda, Fănuș Neagu, Teodor Mazilu, de exemplu, și Teodor Mazilu, cred că a murit, și poate a trăit. El bea vin, bea 3 sticle de vin roșu pe zi, dar câte puțin așa, știi, nu pe tărie. Și în acest timp ei scriau, desenau? Uneori alcoolul te poate ajuta. Mai ales dacă ești poet, când sunt fulgurații de-astea și chestii mai scurte, știi, poți... Pentru prozator e criminală chestia cu... De ce? Pentru că... Nu se leagă fraze. Ca prozator trebuie să stai pe pagini, să scrii, adică o carte trebuie... E ca o casă, știi, făcută... Ești și muncitor așa și inginer, constructor și arhitect. Ca să faci și salahor, să faci o carte de proză. Păi tu, pac, pac, poți să scrie... Cum scria Nichita, pe șervețele. Sau pe faianță. Păi, faianță, bine, astea bancul. Ce, pe faianța de la toaletă? Sau nu, ce? Din bucătărie. E, nu, el nu mai scria deloc, iartă-mă că spun. Astea sunt... Sau îi dicta iubitei vorbea, sale. El dicta și avea o iubită tânără, Dora. Dora, da. A murit de curând. Da? Da, fiei țări în aușare. Era foarte frumoasă, mult mai tânără decât el. Și Dora i-a scris, i-a transcris poezie. El își vorbea poezie, nu mai avea timp să scrie. Avea
mici ieșirile lui spontane, genialoid în felul său, știi? Dar îți dai seama că nu mai ieșeau. Și poezia trebuie lucrată. Nu? Poți să fii talentat, dar acolo inteligența artistică ține de construcție. De... Acolo trebuie și în poezie trebuie să fie un arhitect și un salahor, știi? Pe poetul Ion Mureșan îl cunoașteți? Da, l-am cunoscut. Mi-am adus aminte acum. Dar eu m-am rupt de lumea literară, de tânăra generație. Și, și atunci eram rupt de tânăra generație. Eu am stat cu bătrâni scritori. Mi-am adus aminte acum de el, a și scris o carte. Eu sunt tânăr acum, atunci eram cu bătrânii. Ion Mureșan a scris o carte care se numește chiar Alcool. Da. Și povestea într-un interviu că în timp ce bea, se apuca să scrie, să scrie poezie. Și îi se părea că scrie cele mai bune poezii din lume. Și a doua zi, când se trezea, rupea tot, arunca la gunoi. O să râzi, Marin Preda, pe care am spus că n-a fost un alcoolic, avea în cameră la el lăs cu whisky și cu coniac franțuzesc. Da? Celebru. Courvoisier. Courvoisier, 5 stele. Iată. Și culmea e că amiciția noastră, el mă scoțea cărțile, eram așa, cunoștind, dar nu eram prieteni, știi? Și într-o seară la Mogoșeu, eu eram cu Vănuș Neagu, care era într-o altă echipă literară decât Marin Preda, știi? Și într-o seară Marin Preda a venit târziu la Mogoșeu, aia se închidea la 10, se închidea bufetul, știi? Și voia să mănânce și nu mai avea ce mânca. Și eu fusesem cu o echipă de scritori în zona Piteștiului, pe acolo și am cumpărat într-un sat niște brânză de burduf băgată în coajă de brad. De adevărat, era nu, acum aia bagă de asta, mediocritate în aia, nu se mai... Era brânză adevărată, făcută de... Acum și o bani ăștia falși care fac chestia asta. Mai erau încă ciobani adevărați. Gigi Becali, cioban. Apropo, i-au furat treuși și a fost o dramă națională. Păi mie mi-au furat 70 de capre acum vreo 15 ani. L-ați recuperat? Nu mi le-am găsit niciodată, nu. Nu știu, zice, i-au furat 3 capre la știri. Lui Gigi Becali, mă, cum să dai asta, mă, la știri? Că s-a furat lui Gigi Becali. Cui pasă că i s-a furat? Nu era... Bine, lumea asta e și proastă, și că, în general, și știrile sunt proaste, știi? I s-au furat trei uși, zice, 1500 de euro. Păi stai mă, oaie nu e 500 de euro. Oaie în orice sat românesc o iei cu, eu știu, cu 5-6 milioane, nu-i mai mult. Deci cu 500-600 de lei, nu de euro. 150 de euro, dar nu 500 de euro. În fine. Bun, ne întoarcem la brânza. Întoarcem la oile noastre. Mai avem două minute, să știți. Două minute, da. Și spuneam de Marin Preda. Marin Preda... Când a rămas fără mâncare, eu spun, domnul Preda, eu stăteam cu Vănuș Neagu, era cu ăștia mai vesel, așa. Veneau acordioniști, violoniști, erau și cu chefuri cu lăutare. Preda era mai auster, așa. Stătea la o masă acolo. Și zice, mă, șer, dar ce mi-e foame. Păi, domnul Preda, iertați, am eu niște brânză de... Și m-am dus sus, i-am tăiat o felie de aia și am dus-o. Era o brânză minunată, știi. Și... Când a plecat, zice, Monșer, vină încoa. Până sus în cameră, zice, bei un coniac francez? Zice, beau, domnul Preda. Așa. Și îmi pune un pahar de la de 200 de grame de coniac curvoazie, 5 stele. Își pune și el, zice, hai să dăm noroc. Zice, să-l bem ca pe poșircă. Și buf! Și el, jap, bagă paharul la întreg. Eu zic, domnul Preda, eu cobor cu paharul, că vreau să-l legumez, să nu știu ce, să... în fine. A doua zi, vine Preda seara, mănâncă, nu știu, dar ce Monșer mai ai din brânză, i-a plăcut foarte. Zic, mai am dus și mie, că la desert, așa, la, înțelegi? Ia cu brânză, zice, dar vin un coațuț. Și iar îmi pune conia acolo, iar ce să-l bem ca pe poșircă, bag și mai bagă unul. Și a băgut două pahare, deci 400 de grame, era foarte obosit, și zice, și deodată devine vesel. Și spune, Monșer, știi de ce beau eu? Zice, eu beau ca să nu mai scriu, că zice, că eu scriu în fiecare zi 10 pagini, 15, și îmi dau seama la un moment dat că devine apos scrisul, nu mai are consistență, nu știu. Și atunci beau
un coniac franțuat, și nu mai am chef să scriu. Și a doua zi, când îmi citesc paginile, văd că primele 7 pagini sunt bune și două alea sunt mai lungite, diluate și mai... Și aveam dreptate să... Deci beau ca să nu mai scriu. Spre exemplu de unii care beau ca să scrie. Scrie. Exact. Da. Să terminăm așa, domnule Dinescu. Am ajuns la final. Ne revedem sâmbăta viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic.